Bărbatul din Târgu Cărbunești, aflat la volanul unui autoturism de lux, a fost oprit pe o stradă din Drobeta Turnu Severin. Oamenii legii aveau informații că transportă substanțe interzise prin lege. La controlul mașinii au descoperit 11.997 de pastile de Rivotril. Medicamentul se folosește în tratamentul bolnavilor de epilepsie, dar are în componență substanțe chimice considerate drog de risc și este interzis. Bărbatul a declarat polițiștilor de frontieră că a cumpărat pilulele de la un cetățean sârb în parcarea unui centru comercial din Turnu Severin. Cazul a fost preluat de ofițerii BCC Omehedinți sub coordonarea procurorului DIICOT. Ulterior, individul a fost arestat. În autoturismul bărbatului din județul Gorj au fost descoperite 12.000 de comprimate care conțineau substanțe considerate droguri de risc. Împotriva acestui bărbat s-a luat măsura arestării preventive de către Tribunalul Mehedinț pe o perioadă de 30 de zile. Pentru deținere de substanțe din categoria drogurilor de risc, bărbatul poate să primească până la 10 ani de închisoare.